a venit un atac șocant și al lui Clotilde Armand, primarul care a pierdut sectorul 1 și care acuză guvernul că ar fi dat ordine jandarmeriei să distrugă voturi, publică un videoclip cu jandarmii care manevrează sacii respectivi. Există și un răspuns imediat al lui Clotilde Armand din partea jandarmeriei. La sectorul 2 astăzi ar trebui să apară o decizie finală din partea biroului electoral pentru Rareș-Hopinca. Primarul în funcție, Radu Mihaiu, contestă rezultatele în continuare și anunță că va face plângere penală împotriva biroului electoral pentru abuz în serviciu și instigare la fals în acte publice. Cu detalii, Radu Tiliță. Radu, te rog. Bună ziua, bun găsit tuturor! În această dimineață, în sectorul 1 a apărut un nou scenariu de fraudă, un scenariu aruncat de primarul încă în funcție, Clotilde Armand. Aceasta a publicat o serie de imagini cu mai mulți oameni care încărcau saci de voturi scoși din biroul electoral al sectorului 1 și urcați într-un camion pentru a fi transportați în punctul în care se adună toți sacii de voturi din București, un spațiu destinat pentru acest scop și organizat de Biroul Electoral Central al Municipiului București. Edilul Clotilde Armand susținea că, de fapt, Marcel Ciolacu a trimis jandarmii să distrugă dovezile fraudei electorale de care aceasta tot vorbește în ultimele zile. În schimb, jandarmeria română a venit cu o replică rapidă în doar câteva minute și a menționat faptul că oamenii pe care i-a postat Clotilde Armand pe Facebook nu sunt nici măcar angajați ai jandarmeriei române, ba mai mult, jandarmii au doar rolul de a însoți acel transport cu sacii de voturi. Pe de altă parte, aici, în sectorul 2 al capitalei, Radu Mihaiu continuă să ceară renumărarea totală a voturilor din sectorul pe care încă îl conduce. Acesta a menționat noaptea trecută că s-a reluat numărarea votului în două secții de votare, însă necesitatea ar fi una mult mai mare, pentru că vă reamintesc, Radu Mihaiu spunea săptămâna trecută că ar avea undeva la peste 500 de voturi în fața lui Rareș Hopinca după ce a verificat numărătoarea paralelă pe care acesta o deținea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla aici la sectorul 2, rămâne de văzut când se vor încheia cele două situații și când sectorul 1 și sectorul 2 vor avea din nou primari numiți oficial de Biroul Electoral Central. Mulțumesc foarte mult, Radu. Vedem și care a fost răspunsul jandarmeriei. A venit imediat după acuzațiile pe care le-a lansat Clotilde Armand în legătură cu afirmațiile apărute în spațiul public, prin care un candidat la primăria sectorului 1 acuză că jandarmeria ridică în scopul distrugerii sacii cu voturi din piața Amzei de la biroul electoral al sectorului 1. Precizăm că această informație este complet falsă. Încă o dată subliniem faptul că jandarmeria capitalei nu gestionează sub nicio formă materiale electorale. De asemenea, potrivit statutului său, jandarmeria română este o instituție apolitică și nu desfășoară activități electorale. Nu în ultimul rând, subliniem faptul că persoanele care manipulează sacii evidențiate în filmarea efectuată în zona biroului electoral al sectorului 1 nu sunt angajați ai jandarmeriei române.